soare frumos și noi facem mișcare. Și astăzi începem o nouă zi cu mișcare și dietă. În forță. Am făcut exercițiile și o să continuăm să facem pașii. Sper să am timp să-i fac pe toți. Astăzi e o zi plină. Am puțină treabă, dar mereu spun, speranța moare ultima. Am mai spus că e posibil să nu fac și am făcut. Cine știe? Poate reușesc și astăzi. În lupta mea cu kilogramele. Vreau să le înving. Încet, bineînțeles, încet. Dar am răbdare. Am tot timpul din lume. Am o zi foarte bună, cu o energie extraordinară. Vă ofer și cine știe, poate o să faceți mișcare cu mine și când sau așa simt anumite grupe de mușchi care se activează. Acum 2 luni și cred că jumătate când am început să fac dietă și mișcare, nu știam că am mușchi. Nu îi simțeam, dar acum îi simt, sunt activi, vor să iasă la suprafață, trebuie să-i ajut. Începem să alergăm. Am reușit să fac prima etapă și continui după amiază și pe seară, sper. A fost puțin mai greu. Am făcut mai mulți pași decât îmi programasem și o să mă odihnesc, o să-mi fac exercițiile de respirație, o să mănânc și continuăm.
Mic dejun la 10:50 cu castravete, ardei, brânzică, ouă și roșie. Un pahar cu apă și, bineînțeles, cafeluța. După cafeluță fac o pauză de o jumătate de oră și facem mișcare din nou. La ora 13, bineînțeles, un pahar de frappe. La ora 15, o înghețată și mergem din nou la alergat. Ora 18, 3 chiftele delicioase și salată de roșii cu ceapă roșie. Și din nou la alergat. Am reușit și astăzi 13.000 de pași. Nu-mi vine să cred. Și cântarul ne arată o mare surpriză, 93,7. În ziua 64 am slăbit 11 kg 100. Nu am cuvinte. Sunt foarte fericită. Foarte, foarte fericită. Pa, pa!